răzbunare interlopilor din Timișoara. Un bărbat amenințat că va fi legat de copac și violat, după ce va fi uns cu miere. Un bărbat din București a fost supus unor torturi inimaginabile de o grupare din Timișoara, care l-a bănuit că a trișat la Păcănele, unde a câștigat suma considerabilă. Bărbatul a atras atenția asupra sa după ce a câștigat 80.000 de lei într-o sală de jocuri din Timișoara care aparținea lui Daniel Ghiulai. Acesta nu a primit toți banii pe loc, spunându-i să vină pentru 15.000 lei a doua zi, pentru că patronul clubului a suspectat că bărbatul a folosit un dispozitiv special pentru a câștiga. A luat legătura cu Ioan Stepanescu, zis Plopu, administratorul din acte al firmei Spi Security, controlată de fapt de Lucian Boncu, un cunoscut interlop. În sala de jocuri, Boncu, Lucian și însoțitorii acestuia l-au sechestrat pe om, care nu a mai putut părăsi incinta, și l-au supus violențelor aplicându-i lovituri la nivelul capului și trunchiului. Pe lângă violențe, victima a fost obligată la un moment dat să se dezbrace de haine, de la brâu în jos, amenințat fiind cu supunerea la perversiuni sexuale anale și orale, ca să îi insufle victimei o stare de temere puternică și ca să fie credibil în amenințările cu supunerea la constrângerile de natură sexuală. Liderului grupului a solicitat agentului de securitate Stoian Gabriel să achiziționeze un borcan cu miere, pentru punerea în practică a amenințărilor. De asemenea, victima a declarat că Boncu l-a amenințat că o să-l ducă în pădure, o să-l lege cu sârmă de un copac și-l va sodomiza. Ba chiar l-a pus să scrie un mesaj către soția sa pe o bucată de hârtie: Mirela, să știi că din cauza jocurilor m-am sinucis, vă rog să mă iertați. Victima a fost obligată să joace 2000 lei la aparate pentru a-i pierde și i s-a cerut în repetate rânduri să spună cum a câștigat, dar a refuzat. Ulterior, după ce a fost bătută în mai multe rânduri de toți cei prezenți, spre seară a fost eliberată.